Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Vorbim astăzi despre frumusețea artelor marțiale, care nu înseamnă doar luptă, ci și o modalitate de autodisciplină. Invitatul nostru de astăzi, pe care îl cunoaștem prin intermediul prietenii noastre, Beatrice Mercado, editorul revistei Născut pentru Sport, este domnul Adrian Dejanu, antrenor de arte marțiale, președinte la Federația Română de Freestyle Kickboxing și Muay Thai și președinte la Fundația pentru Tineret a municipiului București. Să-i spunem bun venit, bine v-am găsit! Să rămână, mulțumesc pentru invitație! De când nu ne-am mai văzut? De un an aproape. Ce proiecte frumoase ați mai făcut? La Fundație suntem la al doilea mandat, în noiembrie au fost alegerile. Și am câștigat al doilea mandat, urmează 2 ani de muncă. Am avut și vom avea multe proiecte. Primul a fost la Bruxelles, în care am fost în vizită să vedem cum se scriu proiectele europene. Ca în săptămâna, vom avea un proiect săptămâna europeană a tineretului, să învățăm pe tineri să scrie proiecte și să își ia viața în mână singurei. Să poată să acceseze acolo fonduri, accesa, nu? Fonduri, da. Sâmbătă, pe data de 25, vom merge la Cumana împreună cu 50 de voluntari și vom încerca să împăduri Cumana. Puneți acolo, plantați cât un copăcel. Plantăm copăcei. Ce frumos! Da. Este o inițiativă minunată, mai ales că avem nevoie de cât mai multe astfel de spații verzi. Încercăm prin activitățile fundației să conștientizăm tinerii de importanța ozonului. Nu, și nu numai, și vom avea și activități de ecologizare. Da? Cum se reciclează, cum curățăm anumite zone. O să fie și ora pământului, parcă în weekend acum. Da? Uite, se leagă bine lucrurile. Foarte frumos se leagă, da. Așa este. Vom avea festivalul de teatru, FTMB, un concurs a trupelor de teatru, a trupelor tinere și a tinerilor din care fac teatru. Totodată vrem să reedităm festivalul de sporturi și arte marțiale, care a avut un real succes în 2016, dacă nu mă înșel. Așa. Avem multe proiecte pentru tineri pe care îi așteptăm la sediul nostru de la Technic Club să ne vadă, să devină voluntari, să acționăm împreună pentru ei și împreună cu ei. Așa este și am văzut acolo, m-am uitat pe site-ul fundației, că se întâmplă tot felul de lucruri apropo de ore de arte marțiale, da? Deci tinerii interesați care poate vor să înceapă un astfel de sport pot să vină și să se intereseze, să vadă cum pot să intre și ei în lumea asta frumoasă a sportului. Așa este. Fundația pune la dispoziție spații asociațiilor deci pentru tineret în mod gratuit. Iar asociațiile sunt de mai multe feluri, sportive și culturale și artistice și așa mai departe, și ele beneficiază de acel spațiu în care își desfășoară activitatea. Avem Aikido, avem Kyokushin Karate, avem Shotokan, Goju-Ryu Karate, avem teatru, avem dansuri populare, avem pictură, avem foarte multe activități pentru tineri. Da. Da, chiar de toate, pentru toate gusturile. Avem și kickboxing și Muay Thai. Avem se și freestyle poate, kickboxing acolo. Avem și mai Boran, la școala veche a luptătorilor tailandezi. Vis-a-vis de federație, am avut în primul rând campionatul național de sporturi de tatami, cum îi spunem noi, unde am avut 336 de sportivi din 12 județe, 33 de cluburi. Vom avea campionatul național de freestyle K1 în Alba Iulia. Începem să ne extindem și în țară cu campionatele numai în București, unde așteptăm un număr cât mai mare de luptători să-și arate maestria. Avem stagiul național la vară și îl vom avea invitat pe Brian Beck, mare maestru de arte marțiale și de freestyle kickboxing. Vom avea în noiembrie Grand Prix Judgment Day, cea mai mare competiție de sporturi de contact din România. Până acum nu ne-a bătut nimeni, să spun așa. Nici să nu ne bată. Înainte de pandemie am strâns 900 de luptători într-o singură competiție. Vai, ce frumos. S-a desfășurat pe 2 zile. A fost frumos. Sperăm să reedităm această. Dar mai aveți timp să respirați anul acesta, la câte mi-ați spus? Încercăm să facem față. Sunt provocări foarte mari. După cum ați observat în CV-ul meu,
sunt președinte în mai multe organizații. Încerc să fac față, este provocator, este greu, dar cu satisfacție enormă. Dar vă mai ocupați și de antrenamente, nu? Luni, mai aveți timp un pic, predau. Așa? Predați. Da. Predați. Predau copiilor de la 4 la 8 ani, prima grupă, că noi lucrăm pe 3 categorii de vârstă, 4-8 ani, 8-16, 16-19, 9,9 ani. Am o vorbă, la 100 de ani se apucă de alte sporturi și atunci asta e limita de vârstă. Da, 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 am văzut noi, să știți, persoane care au început să facă tot felul, da, de lucruri, trecute fiind de 40-50, da, de ani, nu știu, să învețe, să cânte la pian, să fie DJ, să se apuce de un sport de contact, deci orice este posibil. Așa este. Vârsta chiar nu este un impediment. În anii 2001-2002 mergeam des în Anglia, așa, și acolo vedeam persoane trecute de senior, 40 de ani, așa, nu? Da? Care făceau sport. Da. În România nu exista conceptul ăsta. Acum au început să vină în sală și să întrebe, dom'le, pot să practic și eu? Da, fără nicio problemă. Așa este. Ce ai nevoie? Pantalon de training și tricou. Și de voință multă ca să faci să poți rezista antrenamentelor. Cum să nu, căci și mișcarea este viață, despre, exact, asta este vorba, și cu cât ne mișcăm mai mult și mai bine pe tot parcursul vieții, cu atât o să avem o bătrânețe liniștită și sănătoasă. Și sănătoasă, în primul rând. Asta contează, să îmbătrânim, da, frumos. Da. Când vine vorba de, iată, de kickboxing, de Muay Thai, 4 ani este o vârstă potrivită ca să începem, să vedem așa dacă ni se potrivește? Da, da. Deci pot începe practicarea freestyle kickboxing-ului de la o vârstă fragedă. Avem probe de concurs pentru ei. Da? Ei fiind protejați, că asta este scopul, da, unei federații, de a proteja sportivul să poată practica sportul respectiv o perioadă lungă de timp. Au cască, au protecție dentară, au, cei mici au cască cu o vizieră, da, să nu se lovească. Au o platoșă, să o burtieră, așa, da? Da? Așa, care îi protejează, au tibiere, au mânuși, da? Deci contactul este mai light, da, nu se lovește foarte dur. În cazul sportului de ring, da, la primul knockdown, în momentul în care unul din ei cade acolo la podea, jos, da, se oprește meciul pentru el, nu se mai continuă. Asta e o protecție, o măsură de protecție, da? Da, suplimentară pentru a-i proteja pe copilași. După care, de la 16 ani în sus, dacă vorbim de sporturile de ring, dacă și-au luat 3 knockdown-uri, se consideră un knockout și s-a terminat meciul pentru el. Tot timpul avem grijă de copii. Bineînțeles, asta apropo de mămici, că sunt mai panicoase așa și se gândesc că ok, îmi dau copilul la arte marțiale, dar să nu se rănească, să nu pățească ceva odorul meu, nu? Da. Iată că aveți grijă de ei. Avem metode pedagogice de a-i învăța și mai ales regulamentele de competiție îi protejează pe sportivi. Când vorbim despre beneficii, cât de mult contează ca un copil să practice sport cu regularitate și mai ales, uite, când vorbim de arte marțiale, că au așa un bonus când vine vorba de disciplină, de tot ce înseamnă, iată, echilibru în viața unui copil. Respect. Respect, bineînțeles. Spirit, da, de echipă, fair, exact, play, da? În primul rând, făcând sport, ești sănătos. Făcând arte marțiale, e un cumul de factori care îți aduc numai beneficii. E și o filozofie în spate acolo. Exact, da. Respect, loialitate, ceea ce în ziua de astăzi s-a pierdut, dar noi, cei care predăm arte marțiale, mergem și susținem acest lucru de a fi loial, în primul rând. După care avem acel concept de autoapărare. Mai ales că societatea devine din ce în ce mai agresivă, e nevoie de a să știi să te aperi pe tine și pe cei dragi ție. Da, vedem ce se întâmplă în societatea și a noastră și afară. Așa este. Fetițe vin? Marea majoritate a elevilor mei, da, da, sunt în pondere de 60% fete. Ei, nu cred așa. Sunt fericit că, serios, am foarte multe fete, da? Da. Și sunt imediat de colegii mei. Da, sunt și mă bucur că pot să le ajut să învețe să se apere. Asta e cel mai important. Așa, da, este. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați vizitat și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc frumos. Succes în tot ce v-ați propus și mai veniți pe la noi între prieteni. Cu mare drag. Da? Vă aștept și la evenimentele noastre, vă aștept și la sediul nostru să ne vedeți și să ne vedeți în acțiune. Vă mulțumim frumos. Cu cască. O să vin cu cască dacă vin. Cu cască. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag. Mulțumim. Să rămână. Cea mai valoroasă resursă personală este puterea interioară. De ea țin multe valori. Ea este acea energie care ne susține, care ne face să depășim momentele provocatoare ale vieții și care ne determină
să renaștem de fiecare dată mai puternici. Povestim mai multe despre cum devenim puternici și cum ne menținem această putere cu Dimitrie Apuchiu, specialist și formator în informație energetică. Bine te-am găsit, Dimitrie! Bine ne-am reîntâlnit! Ce frumos subiect, vorbim despre putere, despre puterea interioară și vreau să știu așa cum ne o cultivăm, cum simțim că într-adevăr suntem puternici și apropo și de valori, să aflăm și cu ce valori se asociază puterea interioară. Păi, să începem cu abecedarul. Hai să vedem. Tot ceea ce există în acest univers este energie, informație, structurat de vibrație. Aranjamentul, să zic așa, al energiilor și informațiilor este coordonat de această vibrație a noastră. De asta găsim expresii de genul un om cu o vibrație înaltă. Da? Asta presupune un grad de maestrie, asociem ideea de vibrație înaltă, un om care deține o vibrație înaltă cu ideea de putere, că este evoluat da, din punct spiritual. De vedere și spiritual, dar și la nivel personal. Da. Pentru că ele nu se pot separa în definitiv. Evoluția spirituală se reflectă în evoluția personală și în manifestarea ta din această lume. Bun, ajungând la acest înțeles că totul este energie și informație, noi oamenii suntem structuri energo-informaționale structurate pe planuri nivele de evoluție. Practic, structurarea asta, cum spuneam, se face în funcție de vibrația pe care noi o avem, maturitatea pe care o dobândim, ceea ce suntem noi, da? Ca structură veșnică eternă. E, această structură veșnică eternă, noi prin sistemele de credințe o asociem cu ideea de suflet. Suflet, spirit. Spiritul, practic, se manifestă prin mai multe forme, are acești avatar numite suflete. Și avem forme multidimensionale. Iarăși este foarte important să înțelegem acest concept. Noi tindem să credem că tot ceea ce există se rezumă la manifestarea noastră, la ceea ce trăim conștient în această viață. Ei, iată că noi suntem mai mult decât credeam. Spiritul nostru conține mai multe forme de ale noastre de manifestare în diverse dimensiuni, pe diverse paliere, timp, spațiu. Înțelegând lucrul acesta, observăm că fiecare dintre noi depinde de nivelul de evoluție din care se desprinde, se manifestă într-un anumit mod și putem cataloga și ne putem identifica între noi. Nu este un om cu o experiență vastă, chiar dacă nu ai nevoie de foarte multă instruire prin educație, tu manifesti o înțelepciune aparte, cunoști câți oamenii întâlnim în mediile rurale sau oameni în mediile simpli, da, care nu au de o înțelepciune educație. Extraordinară, așa este, genială. Da? Așa este. Deci, iată cum, de fapt, această putere interioară care se află în structura ta nu este, în primul rând, condiționată de nivelul de educație. Educația vine doar să nobileze structura ta. E ca un bonus, așa, nu? Poți să zici ca un bonus, da. Depinde de alegerea pe care o facem înainte de întrupare. Ce aleg? Da? Să fiu un om de carieră, să excelez într-un anumit domeniu. Practic, puterea interioară își pune amprenta pe toate domeniile de activitate, pe toată viața noastră. Nu putem spune că un om are sau nu are, de fapt, putere interioară. Ba da, o are în funcție de capabilitatea lui, de nivelul lui de evoluție. Puterea interioară se manifestă în afară și o observăm noi, atunci când suntem stârniți să o folosim. Am vorbit și în cel de-al doilea volum al seriei Călătorii în Infinit de aspectele potențialului nostru interior. E, acest potențial este de fapt asociat cu această putere, cu scânteia ta divină, cu darul tău. Avem momente în viață în care manifestăm această putere interioară pe diverse paliere. De exemplu, palierul vindecării sau autovindecării. Da, există acel aspecte noi în care știm prin instincte de conservare, nu neapărat prin a studia medicina în mod clasic, da? Ci pur și simplu mama față de copil se manifestă ca o vindecătoare. Când pune mama mâna, da, așa este, și prin intenția sa atinge corpul copilului acolo unde îl doare, durerea dispare. Este nu numai o autosugestie sau o sugestie transmisă copilului prin atingere, prin grija și dragostea pe care o are. Este un fenomen cât se poate de logic și explicabil. Prin intenția ta, tu, dragă mamă, devii o vindecătoare pentru puiul tău. Vibrația ta, energia ta, practic susține și echilibrează
corpul copilului atunci când e nevoie. Ai văzut că ei vin singuri la mămica în brațe când sunt bolnăviori și simt acolo că acolo se vor simți bine și au nevoie de această protecție din partea mamei. Da, și nu numai cu mama, de exemplu, cu toate rudele, sau da, cu cine se simt ei, pot să fie și bunicii, de exemplu. Ce contează foarte mult? Să înțelegi că, pe de o parte, energia pe care tu o emiți în momentul ăla este o energie cu intenție de vindecare, da? De echilibrare, de regenerare. Tu îi vrei binele. Dragostea ta, practic, generează un anumit câmp care echilibrează structura dezechilibrată, câmpul dezechilibrat al celui care are nevoie. Aspectul liderului. Când manifestăm noi asta? Atunci când trebuie să luăm decizii. Îți trebuie într-adevăr o mare putere să știi când să spui da și când să spui nu. Majoritatea oamenilor au o mică problemă cu acest nu. Să știe să refuze sau să spună nu este potrivit pentru mine. Iarăși, maniera în care spun nu, referitor la o situație când trebuie să iau o alegere, să iau o decizie, iarăși reflectă nivelul lor de măiestrie interioară. Pentru că și aici, acel nu, poți să-l spui într-un mod blând sau tăios, da. Agresiv sau cu mare înțelepciune. Acolo se vede, de fapt, caracterul tău. Și m-am confruntat chiar relativ recent cu astfel de situații în care am pus pe diverse persoane să fie în fața unor alegeri. Și am observat, prin reacțiile pe care le au, și semeni de-ai mei tot așa s-au confruntat, prin reacțiile pe care le-au observat, și-au dat seama, până la urmă, cum se discerne grâu de neghină, prietenii adevărați sau ideea pe care tu o aveai. De ce? Pentru că modul în care ți s-a răspuns este unul mai puțin onorabil, să zic așa, sau ceea ce să te facă să te simți mândru. Da? În momentul acela înțelegi că prin puterea pe care o ai de a lua o decizie, că noi am discutat și de rândul trecut despre această capabilitate a noastră de a lua decizii, noi putem să manifestăm această forță. Cum vrei tu să fie viața ta, apropo de lider, liderul vieții tale, adică nu se înțelege aspectul liderului din potențialul tău interior, neapărat da, că trebuie să ocupi o funcție de companie, conducere. Da, manager. Da, trebuie să fiu șef. Da, să dau cu pumnul în masă și să arăt că sunt puternic, să mă fac înțeles. Da, nu, aici ideea de lider ține de voința ta, dar și de energia pe care o emiți, vibrația pe care o emiți. În momentul în care ai luat o hotărâre, tu iei acea hotărâre liber, consimțită, cu ideea că reușești. Adică, în varianta în care tu pleci cu frică, cu îndoială, automat nu mai atingi scopul respectiv. E o idee de compromis, iarăși demonstrezi că, de fapt, tu nu ești încă stăpân pe tine, n-ai o putere interioară extraordinară. Momentul în care justifici alegerea făcută, da, dar am făcut-o pentru tine, am făcut-o pentru X. Nu, decizia o iei pentru tine și faptul că acea decizie are un impact asupra celor din jurul tău, asta este cu totul altceva. Tu poți să fii, de exemplu, în situația în care iei o decizie în numele familiei tale, da? Și atunci are un impact în numele angajaților tăi și așa mai departe. Ai o responsabilitate, dar nu justifici alegerea făcută de dragul cuiva. Nu, este o ipocrizie asta. Hai să nu ne mai ascundem după dege și să spunem lucrurilor în față, știi? Pe nume. Practic, avem posibilitatea să descoperim puterea noastră de a coordona și activități pe care poate nici nu n-am fost instruiți în zona respectivă. Observăm că undeva în structura noastră, că noi fiind structuri energo-informaționale, noi deținem o bază de date din acel spirit. Ceea ce am mai experimentat cândva se trezește, se activează și vei constata că faci lucruri mărețe, nebănuite. Spunem că suntem înfăptuitorii acelor miracole. Da, miracolul are la bază, de fapt, puterea ta interioară, pentru că cel ce reușește să transforme viața sa și să aibă un impact modelator extraordinar asupra celor din jur, înseamnă că este un suflet spirit înălțat și vibrant, are o putere extraordinară. Deci în momentul acela observi că ceea ce ești tu, prin starea ta de a fi, tu practic inspiri. Mai avem iarăși o altă variantă a acestei puteri ale noastre interioare. Atunci când trebuie să fim luptători.
E, acel luptător pașnic și uite foarte frumos invitatul tău de mai înainte a vorbit despre sporturile de contact, da? E, acolo trebuie iarăși o mare putere interioară. Să nu ne imaginăm că fiind vorba de un sport sau de o activitate mai lejeră considerată de mintea noastră, acolo puterea noastră interioară stă în repaus sau nu este nevoie de ea. Ba da, cu atât mai mult. Pentru că trebuie să știi, chiar și în zona militară, ce decizii să iei. Practic, nu neapărat a sări la luptă, a riposta la violență cu violență, ci trebuie să ai o tactică. E, acea tactică presupune o cunoaștere pe care o ai. Da, și o energie, o strategie. Cu ce o canalizezi, adică nu... Puterea de concentrare în care să focusezi acea energie, adică nu... Ies cu pieptul înainte și asta e, sunt martir pe câmpul de luptă, da? Sau într-o competiție. O să rezici 2 minute dacă faci asta. Sau într-o competiție, nu intru așa, dau 2 pumni și m-am liniștit, știi? Da. Deci trebuie să știi să-ți dozezi acest efort. Și uite ce am observat, acum am revenit din tabăra inițiatică prilejuită de noul an dacic, echinocțiul de primăvară din Vatra Străbunilor, de la cetățile dacice. Și chiar în... templul în cetatea de la Bilidaru, acolo unde era punctul de inițiere parapsihologic al trupelor de elită, să zicem așa, ale vremurilor de atunci, mereu mi s-a tot repetat ideea de luptător pașnic. Să știi când este cazul să ți teacă în sabia în teacă și să nu acționezi la modul așa cum se așteaptă majoritatea. Tu poți să fii un luptător al luminii prin trăirea ta, prin ceea ce ești, prin capabilitatea de a discerne și de a filtra informațiile, de a gestiona cu un minim de efort fizic și energetic o situație, deci vezi câte aspecte minunate are acea putere interioară din zona liderului și a luptătorului. Da, și să nu fii reactiv. Cred că te exact. Învață să nu fii reactiv. Ei, iată că foarte bine atingem și acest subiect al reacțiunii. Majoritatea oamenilor, să știi că s-au făcut studii în care a reieșit că majoritatea oamenilor, în proporție de 99%, reacționează într-o situație. Deci deciziile lor sunt ca un ecou a unei reacții. Pe când toți maestrii te sfătuiesc și atunci când descoperi aspectul maestrului, un alt aspect al puterii tale interioare, înțelegi că nu a reacționa reprezintă sorții de izbândă sau nu în reacția ta, ci în acțiunea ta, într-adevăr, în viteza de a acționa, dar să iei acele decizii înțelepte, nu generate de factorul perturbator. Nu de impuls. Nu de impuls. Da. Nu să-ți pierzi emoțiile, controlul mental, ci din contră, tu când vezi că unul se agită și face ca toate visele pe lângă tine și probabil mamele sunt puternic provocate pe segmentul ăsta cu micii luptători de acasă, da, cu puiilor, ați văzut că și atunci când suntem mame și noi manifestăm maternitatea, observăm că trebuie să ai acea înțelepciune. Când se enervează la mic, nu te enervezi și tu, ci îți păstrezi calmul, da. Aștepți o secundă, poți, uite, chiar să faci acest exercițiu în care respiri adânc, te calmezi, observi, te detașezi de situație, tu nu mai ești parte implicată, ci ești un maestru deasupra situației, Shaolin, un arbitru. Un Shaolin. O, așa, intri așa ca într-o stare de levitație deasupra situației și zici, bun, el se așteaptă, vrea ceva, eu vreau altceva. Tu ești propriul tău arbitru în situația aia. Dar credeți-mă că eu acum o spun într-un ton de glumă, dar este... Copiii mari, ce să zic. Da. Ei, dar țin să te anunț că am trecut și eu prin asta. Cu toții. Dar, pe de altă parte, prin experiență înveți. Da. Și vorbesc chiar din experiență. Această situație o poți reproduce și să fii în faza de arbitru între tine și persoana care provoacă, ridicându-te deasupra situației ca fiind acel factor de decizie și tu să observi obiectiv, adică fără să mai existe implicarea ta emoțională, pentru că noi când suntem emoționali, suntem subiectivi. Da. Și nu prea mai avem răbdare să ascultăm cealaltă parte. Și atunci avem de pierdut. De asta sunt anumite conflicte care apar tocmai din această neînțelegere și din acest joc al reacției și reacției.
Când unul acționează, indiferent de nivelul său, acolo îi vezi, de fapt, cum spuneam, sunt situații de viață care te provoacă să te scoată din zona de confort. Poate trebuie să știi să iei o decizie disconfortantă, să zic așa, sau neplăcută pentru cel căruia îi dai vestea, dar trebuie să ai capabilitatea de a comunica fără a răni. A comunica ceva, un punct de vedere al tău, fără a intra în contradicție și în conflict, iarăși presupune putere interioară. Pentru că în momentul în care noi suntem stârniți, tindem să devenim așa agresori, mici fiare, știi? Mici fiare, da, așa într-o avalanșă să aruncăm cam tot ce e urât în noi. Și atunci, pe măsură ce tu cizelezi controlul tău, autocontrolul tău, îmblânzești fiara din tine, să zicem așa, sau acele aspecte neșlefuite, și o să vezi că nu-ți mai vine să rănești. Adică poți să ai curajul, să ai verticalitate, da, să fii capabil să spui fără a mai produce suferință. Și atunci vei fi altfel înțeles. Atunci chiar că ai succes și toată conversația respectivă duce către... Spre ceva constructiv, în definitiv. Către un aspect constructiv, da. Că asta este ideea, știi? Da. Practic, să avem cu toții de câștigat prin manifestarea puterii noastre. M-am certat, dar măcar am învățat ceva și știu mai departe ce fac, ce soluție aplic. Adică nu mă cer doar așa, știi cum e. Exact. Și iarăși, factorul manipulator. Uite, deci, acum, la drept vorbind, tot universul ăsta, noi fiind structuri energo-informaționale, deținătoarea unei conștiințe, da? Sufletul, spirit este o mare conștiință. Acționăm conștient de ceea ce suntem, deci în cunoștință de cauză, noi suntem utilizatori ai energiei și informației din jurul nostru. Și atunci când utilizăm energia și informația, noi manipulăm acea energie, o direcționăm conform intențiilor noastre. La modul general vorbind, toți suntem manipulatori, dar depinde de intenția pe care o faci. Aici este zona în care noi asociem cuvântul de manipulare cu aspectul negativ, de încălcarea liberului arbitru, de a-l îmbrobodi pe celălalt, de a-ți urmări tu scopul cu orice preț, călcând în picioare demnitatea unui om, voința sa, și atunci, da, nu este de dorit, căci așa cum te vei purta tu orice naș, la un moment dat își are nașul, atenție, nu există în univers lucru fără să fie în echilibru, da? Ceea ce generezi, primești. Iar pe de altă parte, există acea variantă de manipulare în sensul pozitiv. Atunci când vorbim, de exemplu, discursuri motivaționale, păi, la drept vorbim, ce sunt alea? Practic, stârnești niște emoții, dar scoți aspectele pozitive, frumoase, crești. Atunci aprinzi aripi, simți că îți crește vibrația. Deci chiar și noi, față de noi înșine, modul în care filtrăm o informație, noi atunci facem o alegere prin filtrele noastre personale cum integrăm acea informație, o considerăm, o etichetăm ca fiind bună sau rea. Și atunci ești un utilizator conștient de energie și informație. Puterea ta știe unde stă să accepți această diversitate. Ne așteptăm ca ceilalți să fie asemeni nouă. Sau dacă noi am înțeles un lucru, trebuie să fie toți la același nivel. Nu este așa. Și atunci, cel ce poate mai mult, poate și mai puțin. E și un principiu îndrept. Deci, prin urmare, dacă tu te consideri o ființă elevată, cu o putere extraordinară, poți să cobori și să înțelegi neputința celui ce se zvârcolește așa în neștiința sa. Și chiar dacă de uneori este agresiv cu tine, tu să fii acel înțelept, prin puterea ta să stăpânești situația, să nu te cobori. Când vezi că sunt persoane total diferite, deci nu rezonează cu tine. De multe ori mi s-a întâmplat și mie ca un gest făcut cu intenție bună, asta este important, să știi tu ce intenție ai, da? Deci da. Nu vrei să rănești, să păcălești pe careva, da? Deci pur și simplu intenția ta este bună, să fie înțeles total pe invers. Și atunci când observ că receptorul n-a înțeles, cea mai bună soluție pe care vi-o recomand, nu mai are sens să insiști. Pur și simplu, termini acea relație, acea conversație, observ că energia și informația ta oricum nu au picat pe o piatră seacă, da?
ai făcut darul tău, ce a ținut de tine, dar nu trebuie să te complexezi că acum sau să creezi o presiune că tu trebuie să fii salvatorul întregii umanități. Iarăși, atenție, doamnelor, special femeile au tendința asta de a-și asuma mai mult decât pot. Sunt salvatoarele familiei, a copiilor, se uită pe ele, se neglijează pe ele, ceea ce iarăși nu este în regulă și prin urmare uită de măreția și frumusețea lor, pentru că în momentul în care tu investești în ceva ce oricum acolo, imaginează-ți, ca să înțelegem tot printr-un exemplu foarte simplu pe înțelesul tuturor. Hai să comparăm un om care nu are cunoașterea necesară, nu are nivelul tău vibrațional, capabilitatea de a înțelege, cu un om care nu are bani, un om sărac, da? În momentul în care tu ai pretenția ca acel om să-ți ofere din cunoașterea sa să te înțeleagă, exact e ca și cum tu îi ceri unui om sărac care are buzunarele goale, dă-mi un ban. Păi de unde să-ți dea dacă nu are? Și atunci aici intervine, cum spun, puterea ta de a accepta diversitatea nivelelor de conștiință, fără a crea presiune, fără a crea judecată, iarăși contează foarte mult, pentru că așa cum el este liber să aibă opțiune, indiferent de nivelul lui, să zicem, inferior ție, și tu ai libertatea de a lua o decizie, adică să avem pardon, nu numai unii au drepturi și alții, adică să nu se aștepte cineva, și iarăși este o cerșetorie cultivată, am observat-o, dar cei ce nu pot, se consideră incapabil sau inferior, domne, ăla care poate trebuie să vină să fie salvatorul meu. Păi de ce? Pentru că el poate și i-a dat Dumnezeu haruri și prin urmare e datoria lui. Nu e datoria lui, este alegerea lui. Atenție! El investește energie și, timp, da? Generăm timp. Dar asta nu înseamnă că este o obligație, este o alegere. Da? Iarăși, contează foarte mult să înțelegem că prin aceste alegeri pe care le facem, acel da sau nu pe care avem curajul să-l spunem, când putem spune stop unei relații toxice, da? Mai ales în zona de familie, am observat lucrul ăsta, când ceva nu mai merge, ai curajul, asumă-ți responsabilitatea, fă-ți bagajul și pleacă. Poți să-i spui omului respectiv în față, dar nu ești datoare sau iarăși ideea aia de karmă, că lasă că-ți vine sfârșitul și la sfârșitul vieții o să primești raiul. Nu. Raiul și iadul, tu aici îl faci. Modul în care știi să-ți gestionezi această putere interioară și să o manifesti. Nimeni nu este responsabil. Nu aștepta că cineva să vină și o să te salveze, să se te salveze sau să te aprecieze cineva. Iarăși este o capcană și aceasta, domne, fac. Uite ca cât să fac, doar să mă vadă cineva, să vadă cât am făcut eu, nu? Și da, ce sau să șantajez pe celălalt sau să-i reproșez, eu m-am sacrificat pentru tine și tu chiar atât de insensibil păi ești. Da, dar el nu ți-a cerut să te sacrifici pentru el, știi cum nu, e? Exact, un om matur niciodată nu-ți va cere vreun sacrificiu. Îți va conferi libertatea și cu adevărat iubirea adevărată îți oferă această libertate. Te iubesc pentru că te iubesc, nu pentru că există N motive a te iubi. Și atunci cea mai mare dovadă de iubire este libertatea pe care în alegere a partenerului, partenerei tale. Da, dacă tu îl iubești cu adevărat, îl lași să fie liber. Nu-l constrângi, nu-l manipulezi, tu nu ești stăpânul lui, chiar dacă există vreo verighetă pe dege sau un act semnat. Așa da? E. Bun. Mulțumesc tare mult, Dimitria. A fost o conversație foarte plăcută, ca de obicei, și ne lași așa cu multe, multe întrebări, dar nu-i nimic, că mai discutăm, ne mai vedem, mai alegem așa subiecte interesante. Oricum, a fost așa plină de învățăminte și de sfaturi prețioase, așa cum știi de fiecare dată să ni le oferi. Îți mulțumesc tare mult pentru inspirație. Mulțumesc. Și să ne revedem cu bine. Cel mai bun profesor, să știți că este experiența personală și eu vorbesc din experiență personală, nu doar din, nu din nu cărți, din cărți. Niciun caz. Și oricum pe acele le-ai scris tu. Da, o parte din acele învățături, dar pe de altă parte este important să ne amintim noi înșine ce suntem și cine suntem, să ne revendicăm și să ne acceptăm puterea interioară. Suntem puternici, asta știu sigur, Dimitria. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Dragii mei, mergem mai departe la Mâncare cu Savare și revenim. Ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit la mine în bucătărie! Astăzi facem din nou o prăjitură, dar o prăjitură sănătoasă, fără zahăr,
cu fulgi de ovăz și banane. Cu siguranță vă va plăcea atât vouă cât și copiilor. Este delicioasă și se face foarte, foarte ușor, veți vedea. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru această savuroasă prăjitură avem nevoie de 250 de ml de lapte dulce, 120 de grame de fulgi de ovăz, 30 de grame de cacao, 2 ouă, 2 banane bine coapte, 5 grame de praf de copt și un praf de sare. Veți vedea cât de ușor și rapid se prepară și este absolut delicioasă. Întâi punem peste fulgii de ovăz laptele fierbinte. Amestecăm puțin și lăsăm deoparte să se hidrateze pentru aproximativ 15 minute. După vreun sfert de oră, tăiem bananele curățate în rondele. Apoi le băgăm într-un blender și le mixăm până se transformă într-o pastă. Peste pasta de banană adăugăm ouăle și mai mixăm pentru câteva secunde. Lăsăm puțin deoparte și amestecăm pulberile. Punem într-un bol pulberea de cacao, praful de copt, facultativ un zahăr vanilat și sarea. Amestecăm bine totul și mergem cu amestecul de pulberi în blender peste amestecul umed. Mixăm din nou pentru câteva secunde. Apoi punem într-un bol încăpător fulgii de ovăz hidratați în lapte, peste care turnăm amestecul ciocolătos. Amestecăm bine, bine totul și gata cu aluatul. Aducem o tavă unsă cu unt. Putem folosi o tavă de chec, un vas Iena sau, cum folosesc eu, o formă de aceasta rotundă. Facultativ, putem pune întâi bucăți de nucă pe fundul tăvii. Apoi turnăm tot aluatul și uniformizăm frumos la suprafață. Tava va merge la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 35-40 de minute. Și prăjitura este gata. O lăsăm să se răcească complet. Acum putem doar să o pudrăm cu puțin zahăr sau să-i facem o glazură. Punem peste 100 de grame de ciocolată neagră, 50 de ml de lapte și mergem cu bolul fie în cuptorul cu microunde pentru un minut, fie pe baie de abur până se topește ciocolata. Punem glazura într-o pungă alimentară sau un poș, tăiem vârful și ornăm prăjitura, cât de bine poate să arate. Acum haide să vedem și cum arată pe interior. Arată umed și ciocolătos, arată savuros, iar gustul este incredibil. Cât de bună poate fi și o prăjitură sănătoasă. Este un desert perfect ce poate înlocui chiar și un mic dejun. Ingrediente puține, sănătoase și puțin timp necesar pentru preparare. Se întâmplă multe activități culturale și educative săptămâna aceasta în Orașul Voluntar, iar cei mai mici elevi au șansa să descopere lucruri în plus față de ce învață în mod obișnuit la școală. Aflăm mai multe despre un proiect educațional inedit de la doamna Florentina Popa, inspector învățământ preșcolar. Bine v-am găsit!
Bună ziua, bine v-am găsit. Povestim despre o inițiativă minunată. Cum se numește, iată, acest proiect educațional care a apărut chiar la inițiativa domnului primar, nu? Florentin Pandele. Acest proiect poartă numele Săptămâna Teatrului pentru Copii și Tineret, care se desfășoară la Casa de Cultură din orașul Voluntari, unde copiii preșcolari din grădinițele de stat beneficiază și vizionează un teatru, precum și copiii din școli, ciclu primar, la fel și ei vizionează acest teatru. Am pregătit imagini, uite, se văd chiar acum, sunt imagini foarte frumoase. Pe tot frumoase, parcursul da? Săptămânii se desfășoară, este pe o săptămână. Deci cei mai mici dintre pitici, ca să zic așa, vin aici și pătrund în universul ăsta fascinant al poveștilor, nu? Într-o lume fantastică. Scopul acestui proiect este de a dezvolta copiilor gândirea, limbajul, vocabularul, din punct de vedere psihic, emoțional. Plus că mulți dintre copii poate nu au avut șansa să vadă un spectacol din genul, nu? Cu siguranță. Tocmai de aceea, prin Direcția Educație Cultural-Sportivă de Identitate Comunitară, care se află în subordinea Consiliului Local, pe tot parcursul anului școlar sunt proiecte educaționale, acțiuni culturale-educaționale, tocmai pentru a beneficia toți copiii de cultură. Așa este. Așa este. Uite, cum se întâmplă lucrurile? Vă scriu grădinițele sau școlile? Vă scriu directorii care vor să ia parte la acest program? Sau cum se întâmplă implementarea? În general, aceste proiecte se fac la nivel local, cu acordul domnului primar Florentin Pandele Costel și cu acordul Consiliului Local, prin Direcția Educație Cultură și Identitate Comunitară. Și sunt, bineînțeles, pe grupe de vârstă, astfel încât să fie cât mai ușor de înțeles mesajul. Bineînțeles, fiecare este pe vârsta adecvată copiilor, preșcolari, școlari. Acum avem săptămâna aceasta ciclul primar. Deci cei mai mici, adresează, da? Copiilor din învățământul preșcolar, din grădinițele din orașul Voluntari, și școlile ciclul primar. Dar cum reacționează cei mici, apropo, când ei sunt acolo în sală? Și sunt transpuși într-o lume de bază. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva în Voluntari? Pe tot parcursul, nu. Pe tot parcursul anului școlar sunt activități culturale, educaționale, proiecte educaționale. Cât de important este să mai venim, iată, cu tot felul de activități față de ce fac ei în mod obișnuit în școală? În primul rând, pentru a îmbunătăți tot ce ține de acești copii, îmbunătăți... Le deschidem, practic, un orizont de cunoaștere. Asta facem. Da. În primul rând, pentru că ei sunt în formare în momentul de față și au nevoie de informație și pentru a distinge între bine și rău, că prin aceste piese de teatru se poate face acest lucru. Așa este, pentru că au foarte multe învățăminte, sunt povești acolo, nu? Foarte multe lucruri de învățat, da. Și uite, apropo de povești, regăsim povești pe care le știam noi încă din copilărie sau mai sunt așa noutăți, bine, ca să zic? Sunt din copilăria noastră, transpuse în copilăria lor de azi. Sunt un pic așa modificate pentru zilele noastre, ca să le atragă atenția și ei să fie captați de aceste povești. Cred că și dascălii sunt foarte încântați de inițiativă. Doamnele educatoare, învățătoare, sunt alături de copii, îi supraveghează în totalitate. Cine știe, poate că printre copii vor fi viitori actori, poate că se vor regăsi și se vor identifica cu această lume. Cu siguranță, cu siguranță. Ei se exprimă liber, nu sunt îngrădiți de nimic, totul este la liberă alegere. Sunt artiști păpușari acolo care se ocupă de tot ce înseamnă spectacol. Cât durează spectacolele așa în jur de 20 de minute, atât 20-25 de minute, aproximativ. Și este un singur spectacol pe zi? Sunt mai multe spectacole pe zi. Mai multe spectacole pentru că pe sunt zi. Sunt mai multe grupe, nu? Da, sunt foarte multe grupe de copii care participă și clase. E cererea mare, mi se pare normal să fie așa, nu? Ar fi și păcat să nu fie
Așa, și mă gândesc că ar fi minunat, de exemplu, dacă ați face pe viitor și tabere, uite, cu teatru pe vară. Ar fi încă un pas. Da, cu siguranță, dacă vor fi aceste cerințe din partea părinților, că până la urmă tot ce se întâmplă pe plan local este în beneficiul copiilor, implicit al părinților. Au și un grad de interactivitate aceste spectacole. Eu mi imaginez pe puști că stau acolo cu ochii mari și sunt foarte curios și particip activ la tot ce se întâmplă. Întotdeauna, la fiecare activitate, ei participă activ și își spun părerea, intervin cu idei, sunt acolo, sunt captați. Așa este, uite, îi văd acolo, sunt foarte fericiți, sunt foarte încântați și ce să mai faceți și mie poftă să vin la un astfel de spectacol. Vă invităm la teatru. Pentru că ar trebui să nu ne mai luăm nici noi adulți așa în serios, să facem așa un pic parte din lumea asta a copiilor, să mai lăsăm grijile cu deoparte. Cu siguranță, să ne transpunem și noi în lumea lor. Așa este, felicitări pentru această inițiativă și pentru implementare și să mai aveți astfel de proiecte foarte frumoase, pentru că în definitiv este în beneficiul copiilor. Așa este, a fost o plăcere să mai veniți pe la noi, vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Dragii mei, mergem mai departe la Cezara Munteanu. Hai să vedem ce ne pregătește. Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună salată tabule, o salată super delicioasă, super sănătoasă, cu miros, gust de primăvară, pentru că folosim mult, mult pătrunjel în ea. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie pentru a face salata de astăzi. 3 legături de pătrunjel. Voiam să vă zic că pătrunjelul joacă rolul principal în rețeta de astăzi, deci despre el este vorba, după care vom folosi aproximativ 500 de grame de roșii, pot fi cherry, pot fi normale, de care doriți dumneavoastră, 2 cepe verzi, 2 linguri de bobițe de rodie, 150 de grame de quinoa fiartă. În mod normal, această rețetă se face cu bulgur fin, dar cum acesta nu este un aliment atât de comun la noi în supermarketuri, am ales să înlocuiesc cu quinoa. Puteți să înlocuiți, dacă nu, cu cușcuș sau să folosiți bulgur dacă aveți acasă. Zeama de la o lămâie, câteva frunzulițe de mentă proaspete, 2-3 linguri de ulei de măsline și vom condimenta salata cu piper roșu și sare. Cam atât! Haideți să ne apucăm de treabă! Ce va trebui să facem va fi să tocăm toate legumele care pot fi tocate, să le punem împreună, amestecăm și obținem salata. Simplu, nu-i așa? Tocăm cât mai mărunt pătrunjelul! Vai, ce bine miroase! Bănuiesc că știți toate beneficiile pătrunjelului. Cât este de sănătos, câte vitamine are, calciu, numai bunătăți, așa. Iar apoi vom toca și roșiile cu bulețe. Chop, chop, chop! Pentru această salată, roșiile trebuie tăiate cu bulețe. Așa cum vă zic eu de fiecare dată, trebuie să o luăm ca pe ceva terapeutic. Da? Cu răbdare facem fiecare lucru pas cu pas. Practic asta e partea dificilă la salate, că trebuie să tai fiecare ingredient și să-l adaugi în bol. Ia uitați ce roșioare delicioase am eu aici. Mm.
Dragilor, ați văzut cât de simplu este să prepari o masă sănătoasă, hrănitoare și foarte, foarte delicioasă. Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut împreună salată tabule. Sper din suflet să vă placă această rețetă și, bineînțeles, dacă vă place, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Și până atunci, vă rog să împărtășiți această rețetă cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Noi ne vedem data viitoare. Poftă bună!